Procurorii de și-au finalizat ancheta în dosarul Mitei de 1,25 de milioane de lei primite de fostul președinte al CJ Vasului, Dumitru Buzatu. Luni, judecătorii Tribunalului Vasului vor decide dacă vor menține arestarea preventivă pentru acesta sau își va putea petrece sărbătorii la casă. Alături de fostul lider PSD de la Vasului a fost trimis în judecată și expertul Ieșean Radu Judele. Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv în data de 23 septembrie. În perioada 8 mai 7 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru ar fi pretins de la un om de afaceri sume de bani reprezentând un procent de 10% din valoarea unui contract de achiziție publică pe care acesta din urmă îl încheiase cu Consiliul Județean Vaslui și care avea ca obiect reabilitarea și modernizarea unor drumuri din județul Vaslui, astfel încât contractul să se deruleze în bune condiții. În context, la data de 22 septembrie, inculpatul Buzatu Dumitru ar fi primit suma de 1.250.000 de lei, ocazia cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, preciza DNA după momentul reținerii lui Buzatu.